Ia uitați, dacă în vară ați văzut prin anumite filmulețe ale mele anterioare murele alea gigant mexicane și vă spuneam că o să am din primăvară nu știu ce, ei bine, nici pe vremea asta n-am apucat să le plantez. Au dat și muguri și tot n-am apucat. De-abia acum fac lucrul ăsta ca să vedeți cât de întârziat sunt cu toate. Cât de multe mai am de făcut și n-a fost timp ce să fac. Deci de-abia de acum o să încep să le pun și undeva vară posibil să pot să vi le ofer să le am la vânzare. Știți că vă arătam? Doar că nu a fost timp să pot să le fac și să pot să vi le dau în primăvară. Nu a fost timp pentru a le prinde. Să stau, să pun butașii, să... N-am avut timp. La câte am avut de făcut, uitați, au dat lăstarii din ele, la cât le-am ținut așa, fără nimic, și n-am apucat să le plantez. Deci, practic, undeva în vară sau toamnă, o să am plantele înrădăcinate, în ghivecel fiecare, așa cum v-am promis, pentru a vă servi cu ele. Însă, după cum știți și din filmulețele anterioare referitoare la murele gigant mexicane, cum v-am zis și atunci, prețul uneia va fi de 50 de lei, înrădăcinată la ghiveci. Pentru că și eu am dat pe ele tot atât, 10 euro și pe butaș, și tot la fel o să le dau și eu, numai că am luat butașul neînrădăcinat. Doar cu mastic la capete, trimis prin curierat extern. Pentru că le-am luat din Mexic. Și dacă dați în filmulețele mele anterioare unde prezentam mura gigant mexicană, cât și diferența între una gigant mexicană și una torn free, normală, cum s-ar zice, acolo vedeați diferența. Vedeți? Am mai făcut încă unele, încă un ghiveș cu ele. Urmează să mai fac, adică l-am turnat și pe acesta, și urmează să mai fac încă unul, dar mai mic. Pentru că aici nu prea mai avem suficiente joarde. Mai sunt, nu știu câte sunt, 20 și ceva de coarde. Deci, prieteni, undeva din vară, toamnă 2024, o să vă pot oferi plante de mură gigant mexicană. Mura aia pe care în alte filmulețe de ale mele ați văzut-o, era fix cât vă arăt eu acum aici. Deci fix atât. Era de lungă o mură. Da? Deci atât era de lungă o mură. Și ați văzut. Cine n-a văzut, dați în spate la filmulețe și căutați mură gigant mexicană la mine pe canal și o să vedeți. Vă salut, prietenași! Seară frumoasă!